Bună seara, prietenei fotbalului! Primul meci oficial pe stadionul Giulești stă să înceapă, desigur, un stadion plin și într-o atmosferă specială. Dar două dintre ele au fost cu Clinceniul și una cu Dinamo de când a venit Adrian Mutu la Rapid. Și începe și primul meci oficial pe noul stadion din Giulești. Pentru Kate, Kate de lângă Dava, acolo este Ioniță, Ioniță și... meci oficial marcat aici pe stadionul Giulești, Voituș, dar faza este cu adevărat frumoasă. Și primul gol într-un amical a fost marcat de un străin, de Marzuc. Asta în condițiile în care Rapid n-are foarte mulți străini, spre deosebire de Botoșani. Oricum Botoșaniul între echipele cu cei mai mulți străini. Dar faza e interesantă și Ionița are un rol extrem de important. Iată-l aici pe Albu, pasa lui Albu, Kate, preluarea nu e neapărat bună, mingea ricoșează aici din Dava, Ioniță și mingea este scoasă bine, cu curaj acolo, Rare și Lie, oare câți jucători n-ar fi fost tentați în locul lui Rare și Lie să dea la poartă aici? Iese bine Claudiu Belu Iordache, Sefer. Poziție bună pentru Mailat. Mailat intră cu mingea în careu, Mailat în spate și scoate cu piciorul portarul moldovan, șutul lui Papa. Este prima dată când Botoșanul ajunge într-o poziție bună față de poarta Rapidului și are și o mare ocazie. Este și prima lovitură de la colț. Acolo nu mai este Junior Moraes, Mailat are timp, are spațiu, Papa se desprinde bine de adversar. Inspirat până la urmă moldovan care se dusese în dreapta. Cornerul bătut bine, iese portarul Pap, șutul cu dreptul, nu e bun. Kate, Kate! Din nou corner. Moldovenii reproșează ceva centralului Gălățean, a rămas întins Dava. Iată faza în reluare. Iese rău, respinge rău portarul Botoșanului, nici aici nu e cel mai bun șut, dimpotrivă, dar dintr-un șut rău iese până la urmă o pasă care avea să fie bună pentru Kate. Mingea rămâne în teren, Voituș e în plasa laterală. Cu pretenții pentru campionatul nostru, cum e cea a Botoșanului. Încă o dată, această ultimă lovitură de la colț, din nou Rapidul trimite mulți oameni în careul advers. Presiune și el, dar câștigă cu ajutorul lui Kate, Rare și Lie! Probabil că acum la tribuna a doua au fost suporteri care au văzut mingea în poartă. Junior Moraes. Mingea se duce în Sefer, Voituș, Voituș! E ușor de bănuit ce a gândit. Oricum, cred că până la urmă era pe minge și portarul Pap. Multe alte variante, evident, mai bune pentru marcatorul din minutul 10. Voituș care Sefer, șutul lui Sefer pe deasupra porții. Rapidul are 18 marcatori, dar pe această listă nu este Sefer. Încă n-a marcat. Și a jucat mult. Jaja, mingea îi revine brazilianului. Jaja, șutul e deviat și moldovan se opune. Minge grea pentru portarul Rapidului. O minge deviată scoasă de lângă bară de portarul moldovan. Șutul lui Sefer, gol! Sefer! Primul gol al lui Sefer! Dar ce gol! Cât a
așteptat Sefer să scrie un gol, dar e un gol absolut fabulos. Sigur, cred și cu contribuția lui Pap, mai degrabă neatent. Cam așa se joacă aici, da. Asta e Realul din Giulești. Ce șut prinde Sefer, cât să fie, 35 de metri. Fantastic! Tot așa, fără prea mare elan, mingea se duce în vincul. Grea minge pentru portar. Grea! De ne-i gol de la 35 de metri. Șutul este fabulos. Rapidul ajunge la 19 marcatori. Rapidul a obținut multe rezultate bune. Bălan, Fariol rămâne jos. Are timp să se uite la arbitru asistent. Bălan! Incredibil! Pap se opune. Bălan! Jos pălăria pentru arbitrul asistent. Brown îl ține în joc. Asistentul Marius Badea vede corect. A tot așteptat să-l culce, să-l păcălească și putea probabil să încheie meciul aici. Garnat scoate în fața porții. Acolo este Ioniță. Ioniță caută să dea pe poartă dintr-o poziție imposibilă. Mult mai inspirat ar fi fost cu siguranță dacă reușea să scoată la Bălan. Da, asta îi reproșează și Bălan. Cred că pur și simplu n-avea cum să treacă mingea. Foarte tineri, toți trei îndeplinesc criteriul de vârstă. E, atenție, penalti! Este penalti! Penalti pe care îl face Dican la Ioniță. Ioniță cred că se duce să ia mingea, să bată el penalti. Haideți să vedem faza încă o dată. I-a dat peste picior. I-a dat peste picior. Dican, publicul îl cere pe Săpunaru. La minge este Albu. Nu știu dacă nu cumva faptul că Săpunaru a ratat un penalti în amicalul cu Timișoara, dar n-are legătură. 10 meciuri fără gol marcat. E clar că nu mai bate, mă gândesc, Bălan, pentru că a ratat penalti în etapa precedentă, în care Rapidul a câștigat până la urmă cu Clinceniul. Și execută acest penalti Albu. 5 goluri marcate de el. Ultimul a fost în decembrie. Albu bate perfect. Jocaș defensiv care bate penalti. Bate penalti perfect, impecabil. Așa da inaugurare într-un meci oficial. Marchează cu numărul 23 Cristian Albu. Da, îl cheamă și Cristian, să știți. Alexandru Albu, îl știe toată lumea. Celălalt prenume Cristian, mai degrabă cunoscut Alexandru Albu, adică nu e o greșeală, să știți, a crainicului. A bătut perfect. Deci bate, asta e genul de penalti de neapărat. Oricum s-a dus în partea cealaltă, Pap, dar